avem în această seară și copiii la unison. Grupul copiilor la unison, dirijat de doamna profesoară Marina Tătat, de la școala numărul 24 din București, copii de clasa a 3-a și clasa a 4-a, care vor interpreta cântece din folclorul copiilor și cântări sălbice. Îi invităm și ne bucurăm de această prezență minunată a copiilor și în același timp de ceea ce doamna profesoară, care este și preotasă, reușește să facă la școala numărul 24 cu acești copii, înălând ei această seară de privilegiere la care ei va fi și copii la unison. Să-i